Hristos a înviat, sunteți pe canalul Viața la Țară și astăzi vom face un nou videoclip. Sunt în casă și voi pleca la căsuțe să vă arăt praștia să șchem. Așa. Ca la o vânătoare plecăm parcă, nu? Cine e? Aș vrea la vânătoare scris în comentarii. Eu cam nu prea am pe unde să plec, dar și am eu unde, doar că pe acolo mai bine nu plec. Iată și sora mea. Stare, stare, unde te duci? Afară. De ce? Treabă. Pa! Eu vin afară. Nu, șez în casă, pa, mama te va bate. Pa! Acum și îmi iau și praștia mea. Să mă închei un pic, că este frig afară. Iată și. Ieri a fost mai cald. Era super ieri. Dar astăzi cam este. Iată, așa am legat și praștia. Două de astea. Oh! Bun, piatra. Și, 1, 2, 3. V-ați speriat? Nu știu dacă v-ați speriat, scrieți în comentarii. Plecăm la căsuță. Iată, proșia mea, voastră, da. Deja m-am plictisit. Acum voi pleca să-mi fac schemele, că mâine sunt la școală. Yeah. Și voi pleca să-mi fac schemele. Astăzi am, este luni și mi-a dat vacanță. Ui, așa, iată, am găsit și prima cea piatră. Și haidem acolo. Acum veți vedea cum împușcă badea. Ce știe oare badea? Da. Bun. Camera, așa. Puteți mă cădea? Bun, așa este piatra. Nu, cam așa este. Se vede în camera? A, de să mă îmi. Și n-am văzut să ne îmbra, dar mai luam și că cu alea mari cam le scapă jos, nu știu ce vă face cu asta, dar alea mari le scapă jos și nu mai pot să-mi scap. Asta vedeți? Căsuța noastră este acolo. Da. Ok, îmi voi da prin cap. Așa. Nu știu de ce nimeni aproape nu se uită la videoclipul, nu se abonează. Doar s-a dezabonat doi și nu se mai abonează nimeni. Haide. Ce mănânc de el. Hai, piatra, cred că e prea mare. Dar cu alea mici când încep a zbura, nu știți voi ce este. Și zboară. Ha? Trei. Un copac. Super.
Pietra, pietra. Da. Nu facem unde era ca aceasta de asta, nu nimic. Da. Un teatră. Nu-mi place aici. Trebuie să caut. Știți că este la praștie de aia special. Poți să cauți pe oameni aici. Știți în comentarii ce planuri aveți voi și dacă aveți vacanță. Eu acum voi pleca la tine. Da. Se împușcă destul de bine cu pietre mici. De parte, nu împușcă tare aproape. Eu știu că este bine. Cam câteodată ia vântul, dar nu e bine. Vreau să fac poate și un arc. Scriți în comentarii dacă voi vine. Nu voi face, nu voi face, nu ce de poate, mă, e prea superbă. Vom face dacă doriți și alt. Da, dar eu am o sabie. Sabie. Acum vă voi arăta, este a lui tata, nu, stai, este a lui tata meu. Mi-a făcut-o lui bunicul meu și este superbă. Eu am găsit-o. Acum vă voi arăta-o. Adică să vă arăt. Poate voi face și un arc. Ei, dar nici nu știu. Cu arcul acesta este... Nu prea îmi place că el repede se rupe, se... Nu prea îmi place arcul, da? Eu am mai făcut de vreo două ori, dar repede mi s-a rupt. Așa. O! Vreau să vă mai arăt ceva. Haide, ieși. Iată, aceasta este ca pușca mea. Stai să vă arăt. Cum eu m-am distres toată ziua aproape. Așa, e gata. Hai, bine, că te-a rămas. Iată, așa. Și mă joc și eu. Ei, dar nu-mi pușcă adevărat, dar așa. Să sperii pe cineva. Așa. V-am pușcat și să iau sabia, așteptat o clipă. Și îmi place de tare, dar este dar așteptită bine. Uitați-vă, nu este bine, bine în cameră, dar este foarte bine așteptită. Iată așa. Când am ce face, mă joc și cu ea. Așa, da, dar poate să le aduc pe poate la care. Da, dar ce? Ia-o tu. Bine, am venit. Acestea sunt armele mele. Dar îmi place foarte mult și aceasta. M-am gândit așa, poate să o fac cumva ca să împuște, să-i leg aici o ață sau o râzângă ceva și să o întind până aici și aici să o aninge asta și v-am zis că am de ce e ca la praștie, să o pun cumva tot aici și să împuș. Super va fi, eu zic, va trebui să încerc. Și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați,
să puneți multe, multe, multe like-uri și haideți să facem 300 de urmăritori. Eu vă spun pe curând, pa, pa!